A început săptămâna cu stângul, este vorba despre Mihaela Rădulescu. Ea a făcut o vizită la judecătorie azi dimineață și n-a fost deloc o vizită liniștită. Vedeta a intrat în conflict cu presa adunată acolo. Bună dimineața! Eu cu cine mă lupt azi? Cred că tot cu mine și cu niște griji. Se pare că Mihaela Rădulescu a presimțit că e rost de luptă încă de dimineață. Deranjată că e filmată, se pare că vedeta ar fi trecut de la vorbă la fapte. În imagini se vede clar cum Mihaela Rădulescu are ceva de împărțit cu un cameraman. Se opune practic să fie filmată, însă într-un mod cam agresiv. Ați avut o altercație cu jurnaliști mai devreme? Ce v-a supărat? Nervoasă, cu ochelari de soare pe nasul despre care se spune că ar fi fost recent modelat, Mihaela a ignorat toate întrebările reporterilor. Doamna Rădulescu, dar ce s-a întâmplat mai devreme? Ați spart o cameră a unui jurnalist de la... V-a supărat cu ceva operatorul? Mai devreme n-ați acuzat unul dintre colegii noștri. Ați înțeles, ați rupt camera, s-a dus la poliție să depună plângere. Vedeta nu s-a lăsat înduplecată și a tratat cu spatele și la propriu și la figurat pe toți reporterii. Vă rog să mă lăsați în pace. Dovadă că n-aveți nimic altceva mai bun de făcut și niciun subiect. Cum explică Mihaela vizita la judecătorie? Am fost martor într-un proces de partea Danei Budeanu, mama acestor două fetițe care sunt o prelungire a familiei mele și pe care Aian le adoră ca pe niște